Salutare tuturor! Bine v-am regăsit în cel de-al patrulea și ultimul pentru moment episod al seriei despre managementul stresului. Am vorbit în aceste patru episoade despre neurobiologia stresului, am trecut puțin prin cum arată din perspectiva asta fizică stresul, care e diferența dintre el și anxietate. Am vorbit despre patru tipuri de stres, respectiv patru abordări cognitiv-comportamentale pe care le putem avea în gestionarea lui. Am vorbit despre cum ne ajută acceptarea necondiționată de sine, a celorlalți și a vieții în a gestiona mai bine stresul și a fi mai rezilienți în față. Lui, iar astăzi este rândul uneia dintre elementele care, din păcate, poate sau din fericire, ne generează destul de mult stres în viațile noastre de zi cu zi, și anume acela al vieții profesionale. Mai exact, mai exact, al cum facem echilibru între viața personală și viața profesională. Cum ne întâlnim între muncă și viața de acasă. Și pentru că nu pot să port singură conversația asta, ba mai mult am nevoie și de specialiști, dar și de oameni care să ne ofere perspective complementare. Îi am alături de mine pe colegul meu Dorin. Salutare, Dorin! Bună, Luci! Salutare tuturor! Și pe colegul nostru pentru această serie, Eduard Dezeanu, pe care l-ați auzit și în episoadele anterioare. Salutare, Eduard! Bine ai revenit! Bună! Am venit și cu planta după mine de data asta să-mi țină companie ne-am gândit că, așa cum am povestit în primul episod, mediul este unul dintre factorii importanți în gestionarea stresului și în creșterea de reziliență, iar natura e un element extrem de util, așa că e doar ce a adăugat puțină natură în jur <laughs> pentru episodul de astăzi. Um, nu în ultimul rând, mai vreau să mai menționez un lucru și anume acela că noi considerăm că stresul ca și subiect și managementul lui, și felul în care devenim mai rezilienți în fața lui, e un element extrem de important. E un subiect de conversație extrem de important și nu suntem singuri în asta, prietenii de la Costa Coffee au fost de acord cu noi, așa că au ales să susțină această serie și să ne dea ocazia să putem să creăm conversațiile astea pentru voi, sperăm noi cu valoare. Bun. Pentru cei care nu l-au auzit până acum, spun câteva cuvinte pe scurt și despre Eduard. El este psihoterapeut focalizat pe gestionarea emoțiilor și coach cu focus pe comunicare. Are peste 15 ani de experiență și în tot timpul ăsta a lucrat cu clienți din peste 20 de țări. L-ați mai auzit, o să-l mai auziți și astăzi și mai reau ideea asta, că perspectiva din care noi ne uităm în aceste patru episoade este cea în care Eduard este de altfel și specializat și anume cea cognitiv-comportamentală, -comport cu precădere. Am mai adus elemente și din alte perspective, dar vă încurajăm să vă uitați la ea exact așa, ca la un Punct, Un unghi din care putem să privim managementul stresului cu uh, încurajarea din partea noastră să explorați orice altceva funcționează bine pentru voi. Bun, hai să începem. Uh, cum, arată, cum arată această ecuație a... Uh, o să aleg să nu-i spun muncă și viață Pentru că viață e peste tot Ci viață profesională și viață personală da, Ce da. anume ne încurcă Sau ce ne generează stres Atunci când vorbim despre viața profesională Asta e o scurtătură, by the way Când se zice echilibru, muncă, uh -huh. viață Ca să nu zicem viață profesională Viață personală Dar într-adevăr, despre asta este vorba Echilibru între ce facem în activitatea profesională Și ce facem în afara ei um, Care e ideea aici? Echilibrul, lipsa de echilibru între acestea, cu siguranță poate să ne afecteze foarte rău atunci când avem un job care nu îndeplinește niște condiții care să ne satisfacă. Uite, de exemplu, autorul Daniel Pink vorbește într o carte numită Drive despre cât de important este la muncă dincolo de un salariu ok, care e așa un factor de bază, să avem autonomie, să avem senzația de competență și să avem sens, semnificație, senzația că facem ceva în care contribuim la ceva relevant. Bineînțeles, o persoană care nu are factorii ăștia și diversi alți factori la locul de muncă o să simtă foarte mult stres și asta o să fie o problemă. Dar, și șmecheria aici este că stresul ăsta la muncă poate să apară și în condițiile în care ție -ți, îți sunt satisfăcute nevoile astea. Adică Poți să te duci la muncă să faci ceva ce îți place, să te simți competent, să ai autonomie, să ai senzația de contribuție reală și totuși să ai o doză mare de stres datorită muncii. De ce? Pentru că nu este doar despre caracteristicile muncii, este vorba și de muncă în sine, în condițiile în care munca modernă implică efort cognitiv, uneori efort emoțional foarte mare și uneori și efort fizic, dar cel mai mult, cel mai mult este o muncă cerebrală care uh, devine obositoare și atunci când nu avem pauzele adecvate, devine o sursă foarte mare de stres. Și aici uh, reamintesc ideea că cortexul prefrontal e un consumator foarte mare de energie, corect? Da, este foarte, cum zicea un amic de-al meu, energofag. Uh -huh. Consumă foarte multă energie și ridică, și o să vedem în niște exemple concrete astăzi. Ridică nivelul de stres când este angajată continuu și nu are nișe adecvate de recuperare și de recreere. Mm -hmm. Eduite, aici aș vrea să-ți adresez o întrebare și ea se găsește fix în contextul ăsta al oboselii sau epuizării care apare chiar și atunci când munca pe care o faci îți place. Eu, de pildă, sunt unul dintre exemplele astea de oameni care. Rar au trăit um, un context în care să mă simt epuizată pentru că nu-mi place de niciun fel ce fac, adică poate undeva în uh, adolescență, în, uh, la final de liceu când aveam joburi din astea de, mai degrabă de vară, unde nu căutam de niciun fel să fie și sa cu satisfacție sau cu, uh, cu vreun fel de plan pe termen lung, dar apoi observ că eu sunt un om destul de ancorat în uh, nevoia de a-i plăcea ce face, de a fi pasionat de ce face și nu de puține ori m-am aflat în situația în care tocmai din atât de multă satisfacție pe care mi-o aduce și pentru că. Place și vreau să mă implic, ajung să mă implic foarte puternic, ajung să neglijez multe alte lucruri printre care și acest echilibru și să mă trezesc la un moment dat tot în punctul în care uh, am obosit, tot în punctul în care mă simt epuizată, tot în punctul în care ceva ce până la momentul ăla avea foarte mult sens pentru mine și îmi plăcea foarte mult, ajunge să se simtă ca o povară cum ne uităm la lucrul ăsta? E cauzat de adaptare hedonică sau ce anume e cel mai relevant în situația asta? Ce îmi pare mie în genul ăsta de situații este că efortul ăsta cognitiv ridicat, fără pauze adecvate, fără, fără echilibrul ăsta, creează stres cronic, care știm că este stres moderat ca intensitate, dar lung de durată. E stresul ăsta implică cortizol foarte mult. Deci organismul tău funcționează la un nivel mare de încărcare de cortizol. La un moment dat, creierul tău zice: "Băi, eu nu mai pot." În esență. Și acolo are o reacție în care încearcă să se adapteze, în care se întâmplă dacă înainte tu erai mereu pe un nivel înalt de cortizol pentru că erai implicat în ceea ce făceai, uh -huh. la un moment dat e ca și când aproape că ți dă shutdown la nivelul de cortizol și atunci ajungi în ceea ce se numește burnout. Uh -huh. Când nu numai că nu mai simți motivație pentru muncă, dar parcă nici nu te mai împlinește ceea ce înainte te împlinea și nu-ți mai găsește energia să faci da. asta. Ceea ce înainte, nu doar că mă împlina, dar se simțea ca și cum mi-aș petrece 24 de da, ore pe da, zi făcând da, chestia te asta. Animă te animă, Acum, când ajungi în, în burnout, creierul tău nu mai declanșează eliberarea aia de, de cortizol, astfel încât să simți animarea aia de hop, hai să ne punem pe treabă. A zis, ok, prea mult, nu mai, trebuie să te protejăm, e, e prea mult. Iar dacă asta se întâmplă și mai susținut, Ajungem la ceva cumva mai grav care se numește oboseală cronică, care este o condiție similară cu burnout în sensul că lipsă de energie, lipsă de motivație, doar că dacă burnout-ul în cazurile optimiste poate fi rezolvat cu două săptămâni de vacanță bună, uh, Oboseala cronică poate să dureze 6 luni, 9 luni, un an, 2 ani, uh -huh. deci vorbim de perioade foarte lungi de timp. Uh -huh. Dacă ne uităm la curba stresului, despre care noi am mai vorbit și în alte materiale, vă încurajăm să mergeți să le ascultați dacă vă doriți să aprofundați. Dacă ne uităm pe curba stresului pe care o aveți și pe ecran, asta e practic la baza din dreapta a curbei, în care eu am un nivel de stres perceput foarte mare, iar nivelul meu de performanță, oricât de mult magit să measă lucrurile și oricât de stresat sunt, va fi mai degrabă da. către zero. Mm -hmm. Uh, Permite-mi aici, te rog, să aduc puțin, doar să reamintesc uh, câteva lucruri despre Sigur. burnout. Uh, există un episod în care puteți din nou să aprofundați subiectul ăsta al burnout-ului, am discutat mai pe larg uh, despre el, dar aduc câteva idei principale, și anume că sunt câteva simptome pe care le putem observa în momentul în care apare burnout-ul. Primul este epuizare. Persoanele se simt epuizate, atât fizic cât și emoțional, cum, cum spunea și Eduard mai devreme. Se simt înstrăinate față de activitățile legate de muncă, activități care, așa cum era și exemplul meu anterior, le până atunci le aduceau foarte multă satisfacție și performanța începe să scadă câteva cauze și aș vrea să le validez cu tine, dacă îmi permiți, Ed, sunt volum de muncă nesustenabil, da. cum spuneai și tu, muncim mult, nu ne luăm pauze, lipsa controlului perceput asupra lucrurilor din jurul meu sau a autonomiei da. pe care o am în luarea de decizii, recompense poate insuficiente, din nou da, percepute, da. raportate la efort, lipsa unei comunități care să ne susțină, respectiv, valori, abilități nepotrivite în contextul da. locului de muncă. Nu era cazul exemplului pe care îl dădusem anterior, dar poate să fie și asta o cauză a burnout corect? Asta e și e o umbrelă care ține toate astea. În esență, toate astea se referă la o incompatibilitate între uh, ceea ce ni se cere și resursele pe care le avem. Uh -huh. Iar când vorbim despre dezechilibru ăsta work-life, e vorba mai ales despre incompatibilitatea între resursele cognitive care ni se cer în jobul respectiv. Și emoționale uneori și fizice uneori Dar mai ales mentale uh -huh. da? și Versus cât putem să dăm Și acolo apare problema asta foarte mult Dar da, și celelalte sunt cauze de burnout Excelent, mulțumesc tare tare mult pentru, clar, pentru clarificare Dorin, aș fi curioasă la tine Din perspectiva omului cu multă experiență În organizații diverse La niveluri diverse de management Cum arată echilibrul ăsta între muncă și viață? În primul rând, ca și terminologie, mi îmi place mai mult să spun integrare între viața profesională și viața de familie sau viața personală. Cumva, pentru mine, termenul de balans, sau cum se zice în limba engleză, work-life balance, e puțin depășit și mm -hmm. aș vrea să și detaliez un pic. Cred că și contextul pandemic a adus un pic și la, la integrarea asta, pentru că, uite, mi-aduc aminte și o spun așa anecdotic, Câteodată îmi doream să pot să dorm la muncă, eram atât de obosit, așa și îmi ziceam, băi, dacă aș putea să dorm un pic la muncă. Și uite că în pandemie am reușit să fac asta, adică biroul aveam în dormitor. Da, da. Chiar și în afară de pandemie, noi, noi nu avem doi creeri. Nu putem face separarea asta, deci pentru mine face mai mult sens să vorbim de integrarea între, între viața profesională și viața personală. Și aici aș vrea să aduc în discuție un, o, o lucrare a doctorului Dan Siegel în colaborare cu David Rock, doi autori pe care noi am mai amintit în, în toate conversațiile noastre. Lucrarea respectivă se numește The Healthy Mind Platter, adică pe românește ar fi farfuria cu ingrediente pentru o minte sănătoasă. Mie mi-a plăcut mult contextul în care a venit asta. Ei povesteau în, în articolul publicat și în lucrarea publicată că a venit pe fondul preocupării Ministerului Agriculturii din Statele Unite. Ei publicaseră un fel de piramidă nutrițională ce anume ar fi indicat ca o persoană să mănânce pentru o viață sănătoasă, piramida respectivă au redus o la un moment dat la o farfurie, cum arată o farfurie sănătoasă Aha. și s-a pus problema care ar fi nutrienții zilnici necesari pentru, pentru o viață sănătoasă a creierului și a minții. Și aici o aduc în, în discuție în felul următor. Sunt, sunt Șapte componente, șapte nutrienți. Pe undeva, pe la momentul ăsta, o să apagă și o imagine cu cei șapte nutrienți da. pentru ascultătorii noștri? Super, deci cei șapte nutrienți, mulți dintre, ne, dintre ei noi am mai vorbit, de exemplu, dormit. Da? Am vorbit, nu, nu insistăm. Um, activitate fizică, iarăși, și mă întorc la integrare, adică activitatea fizică poate fi făcută în timpul personal. Da? după servici sau în timpul serviciului, e puțin uh, dificil să separăm activitatea fizică în viață personală sau viață profesională. Uh, focus time, da? deci timpul de concentrare care în esență este o caracteristică a vieții profesionale. Noi la viața profesională suntem foarte mult cu, cu focus. Uh, play time, mai numesc ei, Timpul de joacă. No, și aici e ai o discuție, că pot să mă joc, nu știu, cu prietenii, cu familia, pot să am interacțiuni din astea jucăușe distractive, dar în același timp și în foarte multe companii se întâmplă și lucruri distractive. Uh -huh. Așa cum am făcut și noi înainte să intrăm în înregistrare, când ai recitat <laughs> o poezie la microfon, ne-am jucat puțin exact. în timpul uh, serviciului, E un nu? exemplu foarte bun, e un exemplu foarte bun. Ar mai fi aici a, timpul de conectare, connecting time, da? deci social. Păi, activitate socială avem atât la birou cât și acasă, și aici, iară, uh, cum să spun, de multe ori aud, uh, și legitim de altfel, persoane care spun, măi, eu nu mi-incurc viața personală cu cea particular. Uh -huh. și e legitim să existe uh, diverse grupuri în care în care existăm, dar pe de altă parte există și grupuri comune. Adică faptul că noi ne luăm, de exemplu, oxitocină. Okay. Din apartenența la anumite grupuri nu e diferit că e un grup în care mă simt uh -huh. bine la birou sau, sau acasă. Da. da. Și uite, apropo de să... asta, ă, știu oameni care după ce au încercat programul ăsta de work from home în timpul pandemiei, au cerut ca după aia să se întoarcă măcar câteva zile la birou pentru că aveau relații foarte bune cu colegii. Spuneau, băi, mi-e dor de colegi, mi-e dor de interacțiunea cu ei. Exact. Deci se întâmplă și asta. Exact. Și uh, mai sunt două elemente nutritive, așa, pentru minte. Uh, unul se numește downtime. Downtime însemnând timp în care fac mind-wandering, da? Deci îmi las Aha. mintea să meargă, iară prin esență nu se întâmplă asta la birou. Dar uite, chiar am avut într-unul din cursurile pe care le-am ținut de curând într-o companie, îmi povestea un participant, coleg cu mine, îmi spunea, zice, măi, eu miau iau câteodată, nu știu, 10 minute, 15 minute și când sunt la birou și fug până în parc. Uh -huh. Pe mine mă încarcă să stau eu cu mine, însă după care vin și continui la la servici cu ce am de făcut deci și deconectarea asta în care îmi las mintea să meargă pe arătură dacă e să o zic uh -huh. pe românește ține tot de, de integrare și ultimul, dar nu cel din urmă, este time in se numește în ăsta adică timpul de reflexie Uhum. Aici sunt multe lucruri care pot fi discutate, inclusiv o practică de recunoștință sau să stau eu cu mine însumi și să văd un pic. Ideea de bază și ce mi-a plăcut mie în, în această publicație este că noi avem nevoie de toate cele șapte ingrediente, că ingredientele astea nu sunt specifice sau în contextul în care noi discutăm de integrarea între muncă și viața personală nu sunt neapărat niște ingrediente pe care ni le luăm numai dintr-una sau numai dintr-alta. Mm -hmm, ok, și de asta vorbim de integrare, deci... Da. da. Găsesc că dorim foarte interesant că mă uitam la imaginea cu acest platou și noi am vorbit și în episodul 1 din seria asta, dar și în alte materiale din Mind Architect despre cele trei pârghii de creșterea rezilienței și fac o scurtă recapitulare pentru că văd și foarte multe puncte de intersecție. Aveam corpul, de pildă ca primă pârghie de creșterea rezilienței și în acest platou vedem că apare somnul exact. și apare exercițiul fizic. Exact. Aveam mintea ca pârghie de creșterea rezilienței și vedem că aici apare focus time, timpul pentru concentrare, apare uh, timpul pentru reflexie și apare timpul pentru, uh, cum să-i spun, de un time de conectare. De deconectare, mm -hmm. da. La fel cum aveam mediu, și aici avem uh, timpul pentru joacă cu ceilalți, respectiv timpul pentru conectare cu ceilalți. Și le-am terminat pe toate șapte, adică e putem exact. să facem... Și a aș vrea să adaug că felul în care punem aceste ingrediente nu e unul care ne aduce niște lucruri noi. Mm -hmm. Dar uh, aceleași lucruri pe care noi le-am mai povestit în diverse situații, uh, cumva pentru mine se așează ca piese de Lego. Piesele de Lego sunt la fel și pot să fac diverse construcții. Construcția despre care vorbim astăzi, despre integrare, muncă și viață personală, de fapt conține aceleași ingrediente. Mm -hmm. Și pentru mine asta a fost așa un element. Mă, stai așa un pic că nu există rețete speciale cum aș putea să fac o mai bună integrare sau dacă vreți cuvântul balansarea a vieții profesionale cu cea personală, de fapt sunt aceleași elemente. Interesant, interesant. Pe lângă faptul că după atâta discuții cu farfuria mie mi s-a făcut teribil de foame, <laughs> vreau să te întreb, ideea aici este să avem toate cele șapte elemente în fiecare zi? Este foarte interesant pe autorii, și eu m-am întrebat asta, și autorii spun în această lucrare că ei nu recomandă cantități. Pentru uh -huh. că fiecare dintre noi suntem individual diferiți, da. ce recomandă este să avem aceste ingrediente constant pe farfuria noastră. Acum, ca în diete, pentru că ei se referă la platul ăsta ca la o, dacă vreți, o da, un mod am de viață dat. sănătos, poate nu mănâncă în fiecare zi brocoli, deși știu da. că e sănătos. Dar sunt ingrediente necesare, gen somn, nu? Dar probabil sunt și elemente pe care le pot uh, lua în porții diferite, în cantități uh -huh. diferite. Uh -huh. Cu frecvențe, cu frecvențe diferite, diferite în funcție nu, da, de ce funcționează nu, pentru mine. -am înțeles. Foarte interesant. Mulțumesc tare, tare, mult Dorin pentru uh, ideea asta. Uh, o, mi-o desenez și mi-o pun pe perete. Ed, dacă ar fi să ne uităm la soluții în ceea ce privește obținerea echilibrului sau integrării, așa cum i-a spus Dorin, care ar fi câteva soluții practice pe care să le luăm acasă? Păi în esență, noi am organizat discuția asta pe trei teme mari. Uh, prima are legătură cu un cuvânt de-a dreptul magic și anume pauze. Okay? Care în farfuria asta nu se referă neapărat la downtime, pentru că și timpul în care faci tuning, parcă se numește? Time-in. Uh, time 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 și aia poate fi o formă de pauză. Exact. De pildă. Sau și unii oameni iau pauză activă cum spuneai, ieși și alergi 10 minute și aia poate să fie o formă de odihnire, de recreare. Dar, oricum, ideea este să avem pauze. Uh, și o să o iau un pic invers decât intenționam. Înainte să vorbesc de tipurile de pauze, vreau să vorbesc despre o cercetare foarte interesantă despre importanța pauzelor în muncă, făcută de o subdivizie Microsoft care studiază zona asta de productivitate a muncii. Ei, ce au făcut ei? Au luat un număr de angajații ai Microsoft și au pus în două situații experimentale. Într-o situație aveau trei ședințe pe online pe Microsoft Teams, bineînțeles că erau la Microsoft, și aveau patru ședințe de jumătate de oră fiecare, una după cealaltă fără pauză. Deci intrau direct dintr-una în alta. Mi-a da, În cealaltă variantă aveau la fel patru ședințe de jumătate de oră cu pauză 10 minute între fiecare ședință. Și ca să se asigure că fac același lucru în timpul pauzei, le-au dat un fel de exercițiu de meditație cu o aplicație dezvoltată de Microsoft care uh, creează această reenergizare. În timpul Acestor activități, participanții la studiu purtau acea bentiță EEG care măsoară undele cerebrale. Ce s-a observat acolo? Și acum ascultătorii noștri o să vadă o imagine uh -huh. cu uh, informațiile obținute prin EEG în cele două condiții. Uh, prima condiție, hai să mă asigur că le zic corect. Da, prima condiție este condiția fără pauze. Și a doua condiție este cea cu pauze. Ce măsoară bentițele astea EEG sunt undele cele, cerebrale din creier. E ce puteți să vedeți în imaginile astea? Undele care se duc spre roșu și spre galben sunt undele beta. Undele beta la un nivel scăzut sunt asociate cu starea de veghe. Adică noi când ne trezim, ne crește nivelul de unde beta din creier. Uh -huh. Dar în același timp, când cresc prea, prea, mult, asta înseamnă stres. E, și dacă ne uităm la comparativ la situația fără pauze și situația cu pauze, putem să vedem foarte clar ceva foarte simplu. Și anume, în situația fără pauze, undele beta, deci astea sub culoare roșie, portocalie, devin din ce în ce mai active. Ceea ce înseamnă că de la o ședință la cealaltă, participanții acumulează stres. OK? Uh -huh. În cealaltă variantă, după cum vedem, mai toată activitatea în creier de la o ședință la alta rămâne în zona de albastru cu niște verde, ceea ce înseamnă unde beta relativ scăzute, cu alte cuvinte, datorită pauzelor, creierul trece printr-un fel de resetare a nivelului de stres și nu se acumulează stres până la sfârșitul celor patru ședințe. Deci, cât de mult pot să facă niște pauze de 10 minute între niște ședințe de 30 de minute versus a trece prin patru ședințe, așa, fără nicio pauză? Volumul de muncă fiind același, da. dar cu rezultate considerabil diferite. Da. Bun. Și uh, ceea ce mai vrea să punctez aici, care mi se pare foarte important și puțin înțeles, e următorul aspect. Mulți oameni când se gândesc la a munci fără pauze, se gândesc doar că acumulează oboseală și că aia poate fi rezolvată mai încolo. Gen, lasă, trag eu 9 ore acum constant, că da, mă duc acasă și dorm și e bine. E, dacă la oboseală consumul de energie efectiv, poate există o oarecare reglare din asta în timp, muncesc mai mult acum și recuperez mai încolo, într-o oarecare măsură, cu stresul nu prea funcționează. Ce vedem aici este că nu se acumulează doar oboseală, ci se acumulează stres. Și stresul ăsta este ca o picătură de acid pe o bucată de lemn. Cu cât o lași mai mult să fie acolo, cu atât o să sape mai adânc. Și de asta aici nu mai merge, zici, lasă, muncesc 10 ore fără nicio pauză și după aia mă duc acasă și fac, îmi face soția masaj și ascult niște muzică și mă relaxez deja tu ai avut ore întregi în care ai trăit într-o stare de stres și asta nu numai că e neplăcut emoțional, dar are mai departe și alte consecințe asupra sănătății tale. Și unde mai pui că inclusiv din perspectiva organizației, că ăsta e un studiu făcut de Microsoft, totuși nivelul de productivitate al oamenilor lor scade, observăm da. că scade pe durata 4 ședințe de câte 30 de minute, mă gândesc că Lucrurile nu fac decât să se acumuleze dacă ne ducem până la o zi de lucru full time și cu niște overtime eventual. Se Deci se nici tero. măcar din perspectiva asta a, a organizației nu e nu e lozul câștigător ăla, ăla în la care tragem fără pauze. Într-adevăr. Și ei pun asta în studiu ă, la un moment dat niște o secțiune de concluzii despre uite ce vom încerca noi să facem concret ca să asigurăm că angajații noștri au mai multe oportunități să ia pauze între ședințe. Uh -huh. Inclusiv niște setări în Teams și nu știu ce să poți să introduci ușor pauze din astea. Ceea ce mi se pare admirabil. Nu știu cât de mult chiar le reușește, dar bravo lor că recunosc problema și că încearcă să o rezolve. Mm -hmm. Dorin, uite, am o curiozitate aici că știu povești cu oameni care sunt în niveluri de top management și au mai multe ședințe în același timp, adică nici măcar nu vorbim de ședință una după alta, fără pauză, ci efectiv de suprapunere. Ai trăit asta și dacă da, cum funcționează cu productivitatea? Te și rugăm, stresul? dă ne am, povești din interior. Da, am trăit-o și am două perspective. Una, așa, din Respectivă de competitivitate. Mi-aduc aminte că eram prin 2017 la un client și ne comparam calendarele pe telefon și zic, ia uite, eu am două meeting-uri în același timp și zice, a, asta e nimic, eu am trei. Wow! Zic, cumva, cumva, început să însă să discutăm că normalitatea în compania respectivă era să aibă două meeting-uri paralele în uh -huh. calendar, pentru mine era deja ceva normal. Pe de altă parte, revin un pic la ce zicea și Edi, deci importanța asta a pauzelor, ok, pare așa ceva simplu, ușor. Um, am și aici o poveste. În, în momentul în care mă, mă pregăteam să devin executiv în, în companie, aveam niște discuții de mentorat și m-a impresionat foarte mult unul din executivii cu care lucram, zicea, Zice așa, unul din lucrurile pe care trebuie să ți le dezvolți este elasticitatea mentală, în sensul în care vei fi nevoit să ieși dintr-o ședință, să intri într-alta, cu subiecte diferite. Și îmi dă de următorul exemplu. Zice, vei fi într-o ședință în care ai 10 minute să feliciți niște oameni, după care intri 15 minute să rezolvi o situație dificilă cu un client, pe urmă vei mai fi încă jumătate de oră într-o situație unde n-ai predictibilitate și să poți să faci switch-ul ăsta mental. Mi se, părea, da. mi se părea și mă pregăteam cumva pentru asta. Acum, ideea e că pare simplu, dar în momentul în care am fost confruntat cu astfel de situații, cred că dacă n-aș fi știut asta cu pauze și cu micropauze, să reușește măcar două minute să, să ies pe balcon, să... Consumul mental era, era extrem, de, extrem de mare. Deci, nu numai pauze, cât și predictibilitatea la intensitatea emoțională a ce urmează să discuți într-o ședință, că dacă e o ședință în care ok poate niște lucruri predictibile, discutăm niște planuri, avem niște lucruri sub control versus uh, ce mai povesteam și termenul ăsta care mi-e -mi place, VUCA, lumea asta vulnerabilă, incertă, uh, cu multă complexitate și cu ambiguitate, cu cât uh, acești factori sunt mai mari, cu atât stresul e mai mare. Da. Deci cam asta voiam să dau și mersi. Fain, Da. Mulțumesc super mult, Dorin, pentru exemplu ăsta. Pot doar să-mi imaginez, n-am ajuns încă la nivelul ăla și nici nu, nu cred că îmi doresc. Ed, uite că tot a zis Dorin de micropauze, de acolo un minut, două. Cum putem să împărțim lungimea pauzelor pe care le facem? Aici a venit cu o clasificare care mie îmi place, un autor pe nume Tal Ben-Shahar. Omul ăsta e cumva faimos pentru că studiază o disciplină numită Psihologie Pozitivă, care este studiul științific al fericirii, și predă la Harvard, unde a avut la un moment dat curs de Psihologie Pozitivă, care era ori cel mai popular curs de la Harvard, ori cel mai popular curs opțional. Nu mai mi-amintesc uh -huh. exact dar cred că opțional, de oricum devenise cel mai popular curs de la Harvard. E, și într-una din cărțile lui, în care vorbește exact despre importanța pauzelor, el le împarte în trei categorii. Una, și folosește exact expresia folosită de Dorin aici, micropauze, care în esență sunt pauze de câteva minute. Până pe la 10 minute, așa să zicem, cum apare în studiul ăsta Microsoft. Deci noi acum am vorbit despre micropauze. Ei, astea sunt importante, dar nu sunt suficiente. După care mai există ceea ce am numit mezopauze, mezo de la mijloc, cam asta cred că înseamnă, care sunt acele pauze de câteva ore. Aici ar fi pauza când te întorci acasă de la muncă, uh -huh. și sperăm că nu te duci la un al doilea job cu familia, când <laughs> avea grijă de familie și de gospodărie, și că ai niște timp de recreere, de odihnă. Uh -huh. Sau dacă mă duc la prânz, una, două ore, intră la capitolul, mergi o pauză? Vezi, aici e dificultatea când rupi pe categorii brute, așa, că de fapt e un continuu. Ok, dacă faci prânz uh -huh. o oră jumate, ok, ea zice că e mezopauză, dar dacă e 45 de minute, e mai mult decât o micropauză, dar e mai <laughs> Acolo devine un pic confuzant uh -huh. și din uh -huh. nevoia de simplificare, mergem doar pe astea trei categorii. E, și apoi urmează macro -pauzele, adică pauzele mari, unde vorbim de câteva zile de pauză. Și astea sunt weekendurile, weekendurile extinse, vacanțele de o săptămână, de două săptămâni și ele sunt foarte importante. Mă grăbesc să adaug că mai ales cum iau foarte mulți românii mini vacanțele astea și city break-uri și chestii, ați luat city break trei zile să te duci în Paris și să alergi de dimineața de la 7 până seara la 11 să vizitezi tot și să sari și să faci tot Parisul ăla. Aia nu e pauza, aia nu e recreerea, aia e un alt job. Vii de acolo mai stresat și mai obosit decât ai plecat. Okay? Pauză înseamnă un weekend pentru noi, ne plimbăm, dormim mai mult, ne bem o cafea într-un lor drăguț și ne uităm la oameni cum trec și așa mai departe. Domolirea a ritmului da, în care facem da, lucrurile. Da. Americanii au expresia asta de rest and recreation, o odihnă și recreare. Uh -huh. Cum ziceam, să alergi ca nebunul prin Paris trei zile, nu asta este. Este o altă formă de muncă, în esență. Excelent. Bun. Deci avem odată soluția pauzelor. Ce alte soluții mai putem să mai aducem în discuție? Păi, uh, când discut pe tema asta, deseori apare întrebarea, bun, dar eu ce fac, că eu muncesc 80 de ore pe săptămână, dacă mai adaug și pauzele, unde adaug pauzele astea? Ce vrei să fac? <laughs> Și situația e comună în multe da, companii, de altfel. Mă distrează. Și uh, aici intervine o soluție secundară care ține în esență de managementul timpului și managementul energiei. Și anume ideea aici este să folosim anumite tehnici prin care să ne facem munca mai eficientă și atunci să putem să reducem volumul de muncă și să introducem aceste spații în care facem și altceva între orele efectiv în care muncim. Ok? Uh, un model care pe mine m-a ajutat foarte mult pe asta, este uh, un model este un model inspirat dintr-o din ceva ce pare că a fi spus Eisenhower și anume lucrurile care sunt urgente, de obicei nu sunt importante, și lucrurile care sunt importante, de obicei nu sunt urgente. E, și atunci un autor faimos din zona asta de uh, business self help, numit Stephen Covey, a creat ceea ce numește el matricea Eisenhower de evaluare activităților pe care le avem. E, matricea asta, în esență, este uh, un grafic pe două dimensiuni. Pe unul din ele evaluăm importanța unei sarcini și pe cealaltă urgența și împărțim cumva alb-negru, urgent, neurgent, uh, important, neimportant. Mm -hmm. Și dacă le intersectăm, uh, ajunge să fie ca o fereastră cu patru zone. Avem zona activităților care sunt și importante și urgente. Dar zona... le facem primele, mă gândesc. Absolut, absolut. Avem zona de activități care sunt urgente, dar nu sunt importante. Avem zona de activități care sunt importante, dar nu sunt urgente. Și avem zona de activități care nu sunt nici măcar importante, nici măcar urgente. Poți să ghicesc? Aș da. ghici că noi de obicei... Aș zice că începem cu alea importante și urgente, după care aș zice că ne ducem la alea urgente și neimportante... Când, de fapt, mai util ar fi să mergem la alea importante și neurgente? Da, da, da. Foarte mult tendința este să ne ducem spre lucruri care par așa un foc care trebuie uh -huh. stins acum. Cum zice Dorin, foarte des, că mie îmi place foarte mult uh, uh, expresia asta a lui stilul pompieristic. Aha! Da, 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 da. că e un, e un foc acolo, dar dacă l se stinge singur, Știi? Uh -huh. nu e, nu, nu e grav. N-ai nevoie să te ocupi, du-te, du-te spre, spre ce contează. Edu, uite, aici îndrăznesc să aduc în discuție ideea a, a asta a când nu mai este despre managementul timpului, pentru că în abordarea lucrurilor urgente și neimportante, cu prioritate peste alea importante și neurgente, eu văd și... Um, o dificultate în a putea să stau sau să accept sau să fiu confortabil cu faptul că ceva țipă la mine sau cineva țipă la mine, bate la ușă, pare să tragă de mine și să pună presiune și eu să spun. Decizia mea în momentul ăsta e că asta nu e ceva care e important, am altceva care e prioritar de care să mă ocup. Și aș vrea să mă întorc poate puțin la episodul nostru 3 din, 3 din seria asta, și anume acela al acceptării necondiționate de sine. Da. Și să te întreb cum anume intervine componenta asta a acceptării de sine în momentul în care eu, poate că cognitiv, știu că lucrul ăla nu e important și că ar trebui să mă ocup de altceva, de emoțional simt că e un pericol în faptul că am ceva care pune presiune pe mine, sună ca fiind urgent și zic nu, 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 trebuie să scap de asta care e pericol acum înainte să mă ocup de aia de care eu știu că ar trebui de fapt să mă ocup. Într-adevăr, asta e o zonă mai psihologică, așa, unde intră convingerile noastre despre cum ar trebui să ne descurcăm la locul de muncă. Și aici cred că mulți din noi suferim de un fel de uh, idealism din ăsta al productivității în care eu trebuie să fac tot și să rezolv și ce e important, și ce e urgent, și să nu abandonez nimic și să nu deleg nimic și să fac totul și extraordinar de bine pe care să mă duc acasă și să am grijă și de familie și să mai am timp să merg și la sală și așa mai departe. Și în city break? Da, 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 mm -hmm. absolut, mm -hmm. absolut. Și atunci ajută aici acceptarea necondiționată de sine? Ajută să-mi spun cu resursele pe care le am în momentul ăsta, eu asta prioritizez și eu sunt ok cu asta și sunt ok oricum ar ieși pentru că nu, nu contează până la urmă, la final de zi în felul în care mă percepe pe mine? da, mai nuansat decât atât, a zice că ajută capacitatea să accepti că greșești și că faci lucrurile incomplet sau imperfect uh -huh. și să accepti lucrul respectiv. Să zici, ok, eu nu, nu am nevoie să... Și ăsta e un dialog pe care poți să-l porți tu cu tine și, de fapt, în, cum am vorbit în episodul anterior, în terapiile cognitive se întâmplă mult asta. Un dialog tu cu tine în care îți pui, știu că asta pare urgent realitatea e că nu contează atât de mult, e ok dacă nu mă ocup de ea și dacă o lua să moară. și tu zilei asta e. Aș vrea să intervin și eu un pic, că îmi place subiectul ăsta cu matricea lui Eisenhower și um, pe mine mă ajută. Deci să-mi fac prioritizările astea de tip urgent și important, mă ajută. Aș mapa peste acest model și o matrice în business se numește matricea celor 5D sau mai, am mai întâlnit-o și cu cei 4D mm -hmm. și uh, îi explic imediat. Deci e număr. Prima dată vine delay, delete, diminish, delegate mm -hmm. plus do. Și hai să le iau pe rând că dacă, cum să spun, încep cu do. Okay. Fă. Într-unele modele apare și acest D, în altele nu apare pentru că se presupune că ai ceva de făcut. Deci D înseamnă acționează. Adică nu e o tehnică de eficientizare a folosirii simplu, exact. e pur și simplu faci. Pur și și pentru că, deci că, dacă okay. ai catalogat-o că e și urgentă și importantă, okay. de exemplu FO. Da. FO. Bun. Uh, celelalte patru, de exemplu, delete. Un, uh, un, un bun exemplu care îmi vine aici este dacă eu primesc o invitație la o ședință. Să întreb, băi, e necesară prezența mea în această ședință? Dacă nu opresc. Ceea ce, iară, pare ușor de zis, greu de făcut. Da, da. Eu încurajez oamenii ce cu care lucrez. Cere niște să, să facă exact. asta. Exact. Deci, cum faci asta, putem avea o discuție. Dar numai gândul că, băi, dacă am primit invitație de la șeful și sunt acolo atâția acum, adică să lipsesc de la întâlnire, mm -hmm. ceea ce... Mă duce și la conștientizare. Eu știu când trimit eu meeting-uri și chem lumea, eu nu mă aștept neapărat ca ei să vină acolo. Cred că a, dacă îmi rezolvă problema sau dacă nu știu, a, primesc timpul de la ei, nu e neapărat necesar. Dar mi-ar plăcea să. Să mă întrebe cineva, mai uh -huh. dacă strimi documentul ăsta, e suficient sau ai nevoie să fiu și să fiu fizic uh -huh. acolo. Deci, dilit. Și, paranteza, da. apropo de asta, există cumva boala asta în multe companii de hai să invităm pe toată lumea la toate ședințele să fie acolo, că poate ajută la ceva și pentru e că oamenii o nu practică. Nu, da, nu știu dacă e, e o boală sau e o, o plagă mai degrabă. Așa, o ciumă. Um, cumva, știi, Mie mi s-a mai întâmplat așa, deci sunt așa numitele meeting-uri în care participă zeci sute de oameni și zic, când mă uit așa la nume cine-i pe acolo, zic, păi cum adică să lipsesc. Nu lipsesc. Okay. Și intru și în ele. Pe de altă parte, există tendința, într-adevăr, de a pune în ședințe sau în CC-urile de mail, în, în copii la mail, pe, pe toată lumea. Uh -huh. Aici, iară, eu. Probabil că am mai zis-o asta, eu sunt la bază în IT, specialist pe sisteme de mail, că asta știu să fac. Uh -huh. Pe mine mă... Voi primiți mail-uri din alea cu high importance? Da. Da? Da. da. Deci mail-ul de high importance înseamnă că e ceva urgent și important pentru cel care îl trimite. Da, da, ah exact. Eu când îl primesc și văd, zic, mă scuzați de expresia, zic ce cu chestia asta? <laughs> și mi-o și pune high importance. Eu înțeleg că s-ar putea să fie important pentru tine, dar pentru mine nu este. Și eu vorbesc despre prioritizarea timpului meu. Da, da. De, -aia, de -aia aduc în discuție acești d. Uh -huh. Dilit nu înseamnă că îl ignor. Înseamnă, pot să mă extrag, e nevoie și de mine aici. Diminiș, de exemplu, sau te rog, dacă vrei, să mai adresezi simt eu nevoia să traduc mereu englezismele da. în cazul în care mai Așa, sunt și persoane, deci delete cum poate probabil e deja clar, dar o să fac asta oricum. Delete înseamnă să eliminăm, să ștergem, sarcina respectivă, exact. să vedem dacă putem să sărim peste ea. Să sărim peste ea sau Înc... să ne extragem din ea. Ok. Dimin Dimin a diminua. A diminua înseamnă în esență de un scop mai mic din activitatea asta pe care eu am în prioritățile mele și urgentă și importantă, să zicem, sau numai urgentă sau numai importantă, e ceva ce aș putea să fac într-un scop mai redus? Uh -huh. Aici, unul din lucrurile care funcționează pentru mine e regula lui Pareto. Cu 20% uh -huh. din efort obțin 80% din uh, rezultate. Eu nu zic să fac compromis la calitate, că nu despre asta e vorba, dar câteodată pun eforturi și aici iară, așa, wink-wink la perfecționiști, uh, <laughs> Să fac lucrurile perfect, ceea ce înseamnă mult efort pentru puțin. Pentru puțin. Diminiș înseamnă... <laughs> Win-win Vlad din spatele camerelor. <laughs> <laughs> Diminiș însemnând diminuare în sensul în care să mă asigur că fac uh, lucrurile necesare și efortul să fie optim pentru, pentru el. Și asta, cel puțin, pentru mine ajută. Ce am zis că mai era... Um, Deleg Delegate Delegarea sarcinii no, Dă-le și arăt. altora, dă -le și lor. Asta cu delegarea, cred că putem face O serie de 40 de episoade <laughs> <laughs> Asta cu delegarea E o temă în sine nu -i ușor pentru cel Care deleagă Din considerente de, nu știu, pierd controlul Nimeni nu face mai fel de Bine ca mine, până îi învăț Pe alții mai bine fac eu și alte lucruri Din registrul ăsta Plus, delegarea vine, nu e neapărat delegarea tascului cât a responsabilități. Dacă ai zis că te-ai ocupat de chestia asta, ok. Deci, delegare, dacă noi vorbim în contextul ăsta al integrării, ajută. Ajută și mai avem ce mai avem? Dilei. Amânarea. Care funcționează foarte bine în dacă... Am pus bifă că este importantă, dar nu neapărat urgentă. Uite, dau un exemplu. Să-mi plătesc factura de gaze. Uh -huh. E important, dar nu e urgent. Da. Poți să o plătesc și mâine. Da? da? Sau lucruri de felul ăsta, delay-i câteodată, cel puțin pe mine, întârzierele astea mă ajută. Pornind uh... de la premiza importantă că nu fac delay la toate sarcinile din procrastinare și ajung exact. să mă supraîncarc apoi. Exact, deci pentru mine matricea asta Eisenhower funcționează uh -huh. și într-adevăr le-am trecute, le, le țin care sunt importante, care sunt urgente, ce a făcut diferența este să vin și cu metoda asta de cei 4 sau 5 D. Da. Mă bucur că te ajută și eu o folosesc de câțiva ani în momentul de față și mi-a eliberat foarte, foarte mult timp. Și ce faci cu timpul pe care l-ai câștigat? Dorm foarte <laughs> mult. Super! Și încarcă platoul și minții sănătoase. Da, super! Bun, deci avem pauzele de regenerare, avem gestionarea timpului cu toate astea riscurile pe care le-am pus pe subiectul ăsta. Ce altă soluție mai avem, Ed? E aici se complică și mai mult treaba, pentru că și uh, am observat asta inclusiv făcând coaching cu oameni din corporații și discutând lucrurile de genul ăsta, și nu mai din corporații, din tot felul de firme și inclusiv antreprenori, și așa mai departe. Uneori, volumul de muncă e atât de mare, încât oricât eficientizezi activitatea aia, tu nu ajungi la echilibrul, uh -huh. la integrarea pe care o cauți. Adică, am lucrat cu oameni care aveau 80 de ore de muncă pe săptămână și eficientizam la 60 de ore, ceea ce era să scazi un sfert din volumul de muncă prin tehnici de time management, e ceva. Da, tot rămâneam cu 60 de ore pe săptămână. Un pic cam mult, un pic cam. Și acolo ajungeam la uh, ceea ce numesc eu conversații cruciale, și anume punctul în care e bine să te duci și să porți o conversație cu persoana cheie care te poate ajuta să eliberezi din volumul tău de muncă. Cel mai des ăsta o să fie managerul tău direct, la care este important să te duci pe un ton asertiv să-i spui șeful, uite, am problema asta, am încercat să eficientizez, dar nu se poate, eu am un volum extraordinar de mare de muncă, nu mai fac față. Ajută-mă, să facem ceva. Și uh, alt motiv pentru care am vrut foarte mult să fie dorin în uh, această discuție este pentru că, având 26 de ani de experiență ca manager și 13 ani de experiență în top management, și interacționând din poziția managerială și nu numai cu foarte mulți oameni, uh, aș vrea să-mi dai o perspectivă legată de o obiecție care se aduce aici, mm -hmm. și anume faimoasa. Ah, eu nu pot să zic lui șeful asta, o să zic că direct, da, ah, vrei mai mult timp liber, ești concediat și gata. Care este perspectiva ta legată de obiecția asta și grijile și abordarea acestui subiect? E un, uh, un subiect uh, enorm, dar l-aș sistematiza în felul următor: și să fac un pic distinție că mulțumesc că am amintit câți ani am de experiență. Deci, de Experiență, da, nu. Experiență 26 de ani manageriară și 13 zis de top management, care, ca să o definesc, înseamnă manager of managers. Cu alte cuvinte, este și responsabilitatea mea ca alți manageri care discută cu oameni să, să poată avea astfel de discuții. Um, la întrebarea ta nu există un răspuns simplu, pentru că Perfect. lumea în general nu, nu merge. De aceea e nevoie, știi, tu ai aici conversații cruciale. Primul lucru pe care îl spun este așa. Conversația are două părți. Uh -huh. Și managerul și angajatul sau cele două părți. Eu pot să mă aștept, dacă sunt în... Pantofi de manager, să mă aștept, a, să vină angajații să-mi spună dacă au prea mult, că dacă nu sarcina mea este să le dau. Uh -huh. Pe de altă parte, un angajat poate să zică, bai, managerul să vadă cât am de lucru și e datoria managerului să facă. Și de cele mai multe ori este dificultatea cine începe conversația. Fiecare se așteaptă să fie celălalt. N-am o soluție decât încurajare, unul la mână și doi la mână, consistență. Pentru că știi, e gluma celebră pe internet, uh, dragă, că te iubesc acum 10 ani, ce mai trebuie să zic în fiecare zi? Lucrurile astea e necesar să le punem din nou și nou pe platon, adică mm -hmm. și oamenilor să le spunem, e ok să te duci să spui și managerilor să încurajăm la conversație și aici aș, uh, al doilea punct pe care vreau să-l să aduc în discuție este cum o facem. Da. Nu e altă metodă decât ce noi am mai vorbit și aici eu sunt un fan înrăit al metodei NVC, Nonviolent Communication, publicată de Marshall Rosenberg. Avem și noi episod. Mm -hmm. În esență e o comunicare în patru pași despre asertivitate. 1. ce observ, dragă manager, eu observ că în ultima vreme, volumul meu de muncă înseamnă 40, 50 de ore pe săptămână. Deci, unu, ce observ, doi, ce simt față de ce observ, pe mine asta mă face să mă simt obosit, de exemplu, Uplăsit, sau să cuplășit. devin eficient, copleșit. 3. Da, da. Ce nevoie am? Eu am nevoie să mă ocup și de procesul de învățare, să fac și cutare, am nevoie să și rămân întreg la cap. 4. Ce solicit? Uh -huh. Putem, te rog, să discutăm despre asta, despre realocarea activităților? Deci, 1. Observație, 2. Ce simt despre ce observ, 3 ce nevoi am eu, ce vreau să fac și patru, ce solicit. Metoda, ori mai fi și alte metode, dar noi sau și la noi în echipă o, am văzut că e foarte încetație. Absolut. E, mie îmi place că e o metodă din asta în care ești vorbești foarte clar despre nevoile tale și probleme, da. dar dintr-o poziție de respect. Exact. Observațiile fiind fapte. Observ că în ultimele două săptămâni volumul a crescut cu 5 ore. Respectiv felul în care se văd lucrurile de la mine, că până exact. la urmă, poate că factual putem să nu fim de acord, dar dacă pentru mine nivelul ăsta de încărcare e prea mare, tot trebuie purtată da. conversația aia. Uh, mulțumesc tare, tare mult! Aș trebuie. mai adăuga și eu aici uh, o conversație de genul ăsta, mai ales dacă este adusă din timp, adică nu când deja tu ești îngropat în cât de multă muncă ai mm -hmm. și pe un ton de genul ăsta și poate chiar readusă are șanse foarte mari să funcționeze. Dar or să existe și acele cazuri în care uh, managerul pur și simplu nu este receptiv, nu este receptiv. Și atunci, și aș fi curios dacă ești de acolo cu mine aici, sunt momente în care e bine pur și simplu să zici ok, apropo și de ce discutam data trecută cu a influența oamenii, nu ai controla, să zici, ok, mi-am atins limita aici, nu mai am ce să fac ca să-l pot convinge pe șeful meu să mai delege din sarcinile mele sau să mai angajeze pe cineva, pentru sănătatea mea, pentru fericirea mea, ar fi cazul să caut un alt angajator. Devine și asta o potențială soluție la un anumit moment? Știi cum, dacă ridici mingea asta la fileu, sunt multe studii, arată, care, care spun așa, că nivelul de, așa numit, de first line manager sau de line manager, adică într-o companie, primul nivel de management este cel mai încărcat. Uh -huh. De ce? Păi și pe curba stresului, știi, că, uite, dacă eu și cu tine am face exact același job, avem aceeași vechime și facem același lucru în companie și tu pleci în concediu, e legitim să zici, Dorin, ținem și mie două săptămâni jobul, e ok. Mă duc un pic pe curba stresului în jos, că încep să-mi vină task și de la tine. După două săptămâni, după două săptămâni când te întorci din concediu, în mod normal ar trebui să mă degrevez. Dar, să zicem că după două săptămâni mă sun și îmi zici, Dorin, nu mai vin. Uite, am fost în Tasos, îmi cumpăr niște capre, mă ocup de agricultură. Și în același timp mă sună șeful și zice Dorin, ai descurcat minunat. În locul lui Edi, nici nu mai angajăm pe altcineva, felicitări, ești promovat. -s 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 -s. Și te face manager și lucrurile Trecând dincolo de anecdotă, înseamnă că cineva care devine manager înseamnă cineva care a dovedit, care a făcut deja la un nivel poate de încărcare prea ridicat. Asta când se acutizează sau devine oficial, uh, e greu să cer unui, nu știu, manager să mai aibă și empatie față de angajați, că noi știm da. că în momentul în care consumă multă resurse. De aia revin la, la ideea inițială. Încurajarea nu trebuie trimisă neapărat către manager. Vorbiți cu angajați. Nici numai către angajați. Vorbiți cu managerii voștri. Eu cred și aici nu e doar o opinie personală, este și multă cercetare aici, este că lucrurile astea sunt inoculate în cultura unei companii și aici sunt multe discuții pe care noi le-am avut și cu Adidinu și cu uh -huh. alți invitați pe partea de cultură, în cultura organizației să fie injectată această practică sau această deschidere și o văd, o văd în multe companii, o văd și cum o zici tu, și în companii unde există frică, dar o văd și în companii unde există deschidere și lucrurile astea se discută într-un mm -hmm. mod constructiv. Foarte fain, foarte fain. Și, în general, pare să fie o schimbare culturală puternică care se întâmplă în companiile din România și, probabil că nu numai, în ultimile două, trei decenii. Se vede pe cercetarea făcută de colegii de la Human Synergistics... Da. Asta se vede o diferență recentă... extrem de mare. Mergeți, vedeți episoadele, dar față de cercetarea din 2009, da. lucrurile stau foarte, foarte diferit exact. în cultura organizațională a României, lui 2022, când s-a făcut studiul cel mai nou. Deci, pe date avem asta, mm. că se întâmplă. Bun. Și mai vreau să mai vin doar cu o completare care e o readucere a a episodului 1 din seria asta Și anume că noi astăzi am vorbit despre soluții practice pe care le putem aborda Unele care implică și pe ceilalți și pe oamenii cu care uh, lucrăm Atunci când vine vorba de a găsi echilibru sau integrarea asta între viață personală și viață profesională În același timp însă există tot timpul și pârghiile despre care am povestit în episodul 1 și pe care le putem uh, aplica noi cu noi, și anume corpul, somn, sport, alimentație, mintea, practici de mindfulness, uh, respectiv mediu, încercarea de a ne înconjura atât de oameni, cât și de, um, cum să le zic, setup-uri care să ne ajute să gestionăm mai bine stresul, chiar și atunci când poate. Conversațiile dificile, um, relațiile pe care le avem în viața personală și în viața profesională s-ar putea să fie mai, uh, mai dificil de gestionat. Mulțumesc tare, tare, mult, Ted! Mulțumesc tare, tare mult, Dorin. Păcerim. În încheierea acestei mini-serii, Ed, dacă vor să te contacteze oamenii, unde te găsesc? Sigur, mă găsiți pe website-ul personal imeduard.com și ca Eduard Dezeanu, care întâmplător este numele meu, pe cam toate canalele social media, care, pe foarte multe din ele, hai să zicem atâta. Vreau să zic că mă bucur foarte mult că am realizat seria asta și am senzația că am deschis o conversație foarte relevantă pe care, pentru care închidem primul sezon, să zicem, prima uh -huh. miniserie și aștept cu nerăbdare să deschidem ca la Game of Thrones, așa, cât mai multe <laughs> sezoane, cu uh, povești cât mai interesante și cu idei cât mai utile pentru că mai e, mai e foarte mult de povestit. E un domeniu vast. Exact. Da. Cu asta o să-și încheiem, îi las lui Eduard ultimul cuvânt și noi putem doar să vă mulțumim. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.